aici la comitet. Așadar, la comitetul de urgență vine nimeni altul decât domnul Busu să ne explice cum stau lucrurile cu vremea, că e groasă. Mulțumesc! Vai, dragă, dar așa primire călduroasă n-am mai avut de mult. Și asta pentru că e Busu. Căldura atât de mare sau are de Busu, ce se întâmplă? Te rog frumos. Băi, nu știu ce se întâmplă. Acum, ce să se întâmple? Se întâmplă că... Păi tu dai drumul la Africii, temperaturile stai, astea. Stai, din nordul Africii a plecat o masă de aer extrem de fierbinte, s-a dus pe Spania, după aceea s-a dus în zona centrală a Europei, a ajuns pe la Berlin, pe acolo unde au fost 40 de grade săptămâna trecută și acum a ajuns la noi. Și uite că a ajuns la noi când... Am o întrebare, de ce n-a rămas la Berlin? Nu-i frumos la Berlin? A vrut să vadă mai mult și a dorit mai mult victoria. Acum, ideea este în felul următor, că noaptea asta avem probleme foarte mari. E un cod portocaliu de instabilitate anunțată pe sud-vest, vest, centru, nord, zonele de deal de munte, unde va ploua rău de tot, rău de tot. Pot fi cantități de 70 de litri de apă pe metru pătrat într-un timp foarte scurt. Pot fi vijelii, deci asta, da, vântul va bate cu 80. Dar asta unde ai zis? În, vest, sud-vest, vest, centru, nord, adică de-al munte. Adică toată țara. Și probabil că și pe, da. Ideea este că în aceste zone vântul va bate cu 80-100 de kilometri pe oră. Se produc vijelii foarte puternice, poate să cadă și grindină și cantități de apă, nu mai zic, am zis 35-50, izolat chiar 70 de litri pe metru pătrat. De enorm, enorm. Asta se întâmplă noaptea asta până dimineața la 6, codul ăsta, după care intrăm într-un cod galben, tot de vreme rea, tot de vreme urâtă, cu instabilitate, ploile se mai mută un pic și pe sud-est încoace, și pe centru, pe nord, pe zonele de deal de munte o să fie din nou deranj destul de mare, pentru că din nou vor fi cantități mari de apă, 30-40 de litri pe metru pătrat, vântul bate foarte tare, se produc vijelii. Totuși e weekend. Acum temperaturile mai scad un pic mâine, e adevărat. Mâine nu mai e chiar atât de mare vipia. Dacă e instabilitatea asta? Dar e instabilitate, e adevărat. Mâine avem 34 de grade maximă națională. Prin sud-vest pe acolo se mai poate să apară disconfortul termic încă. Poimine avem 35 în zona Olteniei și din nou avem disconfort termic. În fiecare seară, în afară de noaptea asta când am zis că apar aceste vijelii mari, în fiecare dintre seriile care urmează pot să apară ploi foarte zgomotoase, cu descărcări electrice, căderi de grindină, se pot produce vijelii în oricare parte a țării. Am înțeles, Busu, deci practic dacă sunt zgomotoase noaptea, nici nu putem să dormim, ne trezești și din somn. Acum eu ce să-ți fac, mă, Cătăline? Nu dormi, asta e. Ce da, Busu, oricum, măcar bine că ai pus ploile noaptea să nu ne strice ziua. Da, e drept, da, și asta. Păi ziua se acumulează căldura. Da, am văzut acum niște știri. Se evaporă apa din pământ și noaptea vine. Am văzut niște știri înapoi cu tornadă în Austria. Tornadele nu mai sunt... Și Cehia. Tornadele nu mai sunt un fenomen costal, un fenomen de coastă. Un fenomen care se produce, sau un fenomen care se produce numai în zone cum sunt cele din America, nu știu, Texas, nu știu unde se produceau astea. Eu am vorbit la un moment dat cu, când am fost la conferința aia la Bruxelles cu schimbarea climei, am vorbit cu un climatolog, el era chiar climatolog, era meteorolog și climatolog, care era din Norvegia și mi-a spus că el era vânător de tornade. Și nu mai trebuie să plece să vâneze taifunuri în zona Japoniei sau tornade în America, pentru că are 300 de tornade pe an, 300 de tornade pe an pe lacurile din zona Norvegiei-Suediei. Fabulos.
Mai ții minte că cred că acum 2 ani era tornada aia celebră pe care o surprinseseră oamenii la din Drajna. Mașină? Exact. Da, aia a fost... Pe autostrada Soarelui când veneau pe la Drajna. Au mai fost tornade, lumea nu știe, a fost o tornadă în zona Aradului. Când? Acum vreo 3 ani a fost o tornadă în zona Aradului care s-a produs undeva într-un sat, era o stație de asta de mecanizare a agriculturii abandonată și a mutat un autobuz gol, e adevărat, o carcasă de autobuz, a mutat 100 de metri. Mamă! Deci, dragii mei, nu e de glumă, nu se mai produc tornade doar în America, doar în Japonia, doar în Indonezia sau știu eu pe unde. Și ce facem, busul? Păi n-avem ce să facem. Păi ce să facem? Păi uite-te și tu. Păi am stricat-o, noi am stricat-o, Cătăline. Păi și cum o reparăm acum? Păi nu mai putem repara. Adică s-a stricat și nu mai reparăm? Există un american care în anii 70 a vorbit despre aceste fenomene și a spus, dragii mei, trebuie să facem acum ceva, pentru că după aceea va fi prea târziu. Acum, CNN-ul, acum câțiva ani, a luat interviu acelui om care în anii 70, un ecologist de ăsta, un greenpeace de ăsta, cu 50 de ani, a făcut niște previziuni sumbre și l-au întrebat, domnule, ai avut dreptate, ce putem face? Acum, nimic, e prea târziu. Se pare este prea târziu. Niciodată nu e prea târziu. Tu zici că nu e niciodată prea târziu, pentru că asta este o frumoasă replică dintr-o carte, dar nu ne ajută cu nimic replicile din cărți, știi? Acum e foarte greu să mai faci ceva. Eu zic să luăm o scurtă pauză de publicitate, încercăm să așezăm în creierul nostru tot ce ne-ai transmis tu până acum, iar după publicitate ne întoarcem și povestim niște lucruri legate și de vremuri. Bine. Pentru că cu vremea cam așa stă treaba. Așa să facem. Imediat ne întâlnim cu prietenul nostru Ensar Duman. Mamă, ce întrebări avem. Și credeți-mă că vom afla foarte multe lucruri despre showbizul românesc. Sau îi va lua gura foc. Vom vedea până atunci, busu. Să trecem la ale noastre. Ia despre vremuri. Că cu vremea ne-ai dat-o, cum să spun, la vinclu. N-am avut ce să fac, Cătălin. Așa a fost. Asta mi-e caracterul, ce să văd. Am dat și eu ce am avut și ce am putut. Da. Pare rău, da. E foarte grav. Știi, vorbeam pe pauza publicitară, oarecum va arăta luna august. Da, da, dacă exact. Dacă temperaturile sunt așa acum, ridicate. Că tot îți spuneam că la Moscova astăzi au fost 35 de grade, s-au resimțit 42 și ar fi trebuit ca în această perioadă să fie 22 maxim. Maxim 22, cu bătaie așa. Uite că au fost 35 de grade la Moscova. Ăia oamenii aia ce să mai înțeleagă? Da, se schimbă, din păcate, toate, cum să zic, temperaturile, da, ia blestemat Trump, am înțeles. Nu, ziceam de vremuri, așa că da, și la măi, noi se schimbă plouă, și la Londra, vremurile, la Londra, soare. Se schimbă vremea și vremurile, e o mare problemă, da. Busu, vreau să-ți arăt o știre care a făcut în conjurul presei, și anume un grup de suporteri au venit să susțină meciul, să susțină echipa Franței, pentru că erau suporteri francezi și vreau să susțină echipa Franței. În România. În România. Dar și nu peste nu știu câte zile când vine echipa Franței, ci acum când luni au avut... vine echipa Franței, nu, că asta s-a întâmplat înainte. Băi, Franța a jucat la Budapesta și în loc că suporterii se ducă la Budapesta, au venit la București, ce la Bucarest. Ce mi se pare mie aberant în toată povestea asta, nu faptul că au, mă rog, au crezut că ajung la Budapesta, la Budapest și au ajuns la Bucarest, ci faptul că 3 dintre biletele celor 6 erau pentru București și 3 pentru Budapesta. 3 dintre bilete erau pentru Budapesta, 3 erau pentru București. Cum naiba să faci tu greșeala asta, tu care ești operatorul de zbor și care dai biletele? Cum naiba să faci această greșeală? Ei s-or fi urcat în avionul greșit. Au prins Ucraina-Austria. Au prins Ucraina-Austria, nu i-a interesat prea tare. Dar nu cred că au cum să se suie în avionul greșit, știi? Băi, ei s-or fi urcat în avionul greșit, toți 6, că ei, 3 dintre ei, aveau la avionul ăsta de București. Dar chiar cum i-a lăsat pe aia cu bilete de Budapesta să vină la București? Nu știu, e oricum o aberație, dar asta arată un lucru. Arată că românii, dragii mei,
nu știu acum tineretul, dar generația mea în orice caz are cunoștințe mult mai serioase legate de Europa și de geografia Europei, de orașele Europei și așa mai departe. Eu cred că și tinerii din ziua de astăzi, cei care sunt mai serioși așa, au cunoștințe legate de aceste orașe ale Europei. Și iată că cei 3-6 francezi care lucrează în IT, de alminter, nu sunt niște troglodiți, ar trebui totuși să fie puțin mai... Hai mă, Busu, că... Băi, ar trebui să se mai pregătească, au și zis Busu, chestia asta, să nu pregătească. Supăra, dar dacă tot te l-auzi tu cu cunoștințele tale de geografie, da. Am o întrebare pentru tine. Cum se zice corect? Iran sau Irak? Mă, da, blondă ești, mă, Cătăline. Așa, bun. Da, era bună gluma asta, știi? Era, da. Iran sau Irak? Haideți să mai mergem la altă știre. Ți-ți plac ursoaicele? Ursoaicele, da, ursoaicele sunt drăguțe când aduc mierea acasă. Când se duc să mănânce ceva dulce. Băi, adevărul, da, știu știrea. S-a întâmplat în Harghita, o ursoaică a intrat în cofetărie. Uite, mă, tată, s-a dus să cea ceva dulce, mă. Dar nu era singură, era cu puii, nu? Da. Da, era cu puiul. Hai, deci, bă, să vă duc la o cofetărie. Ia. Bă, Busu, ia, hai cu mine. Ursoaica asta din Harghita, exact ca francezii. În loc să se ducă la măcelărie, s-a dus la cofetărie. Măi, a vrut ceva dulce, că urșii mai mănâncă și miere, na, asta da. E. Da, uite, deci cum e, ursoaica la... A mâncat, mă, ceva? Au luat ceva a de luat, acolo? A luat. Au luat prăjiturele? Da, dar da, a lăsat bani, n-a luat restul. N-a luat restul, nu. A fost cu cei trei ursuleți. A luat tot acolo. Deci a fost cu cei trei ursuleți. Ea avea bilete la măcelărie și a luat la cofetărie. Fantastic. Asta cu urșii... Mie mi se pare din ce în ce mai îngrijorătoare povestea cu urșii care intră peste tot. Uite că intră în cofetării, intră în măcelării, cum zici tu, și în alte locuri de genul acesta. Nu e prea normal, dar e tot vina noastră, repet. Mai zic încă o dată chestia asta, deși o să-mi scol, o să-mi ridic în cap destul de mulți de pe la Asociația Vânătorilor și Pădurarilor de pe acolo. Dragilor, ați distrus arealul în care trăiesc urcii și nu prea le lăsați mâncare pe trecători, probabil. Mă gândesc. Da, Busu, lasă mă că gândesc noi... eu că nu au suficientă mâncare pe trecătorile pe care de obște că... umblă urcii. Lasă că în București a început să fie... Au început să apară din ce în ce mai mulți șobolani. Am văzut, mai ales în sectorul 1 unde nu deci s-a ridicat, în sectorul 1 am vorbit unde cu o firmă, nu s-a ridicat gunoiul de nu știu atent, câtă vreme. Am vorbit da. În sectorul 1 acum la modul cel mai serios să spun. Ciucă știe, cu firma care ne pune nouă cabluri acolo la podcast unde facem noi. Da. Păi cade netul ăla de 3 ori pe săptămână sau că mănâncă șobolani. Mănâncă șobolani fibra optică. Păi puneți și voi niște cabluri acolo, mă, pe fibra optică ca așa de la companie. Băi, da, puneți niște cabluri lângă. Puneți niște cabluri. Păi eu știu pe unde le mănâncă prin oraș și nu mai ajunge netul. Măi, tati, deci... Păi e lângă noi acolo. Eu știu de pe unde îl găsește pe traseu. Băgați-vă pe traseu și mai puneți niște cabluri în plus, nu știu, zic și eu. Exact. Ca să mănâncă și gura lor. Asta e. Băi, e vai de capul nostru, mă. Suntem zob. Asta vreau să aud, concret. Zob suntem. Cea mai, cum a zis marele Fanes Poitoru, cea mai țară proastă. A deci, caracterizat Busu, țara perfect. Asta îmi place, Busu, că tu ai făcut și multă geografie și literatură. Și literatură. Deși pe da. Literatură stai bine, da, pe cultură generală. Păi stau bine pe deci toate, ai ajuns mă. Să citești din Fanes Poitoru. Da, păi cum, da. Asta e, mă, Busu, da. Vezi, mă, asta e polivalent. Se duce, uite, așa asta, te zăpăcește. Se duce din toate zonele. Asta mi-a povestit-o Gigi Frim sau nu mai știu da, cine, actor. Care a fost în America sau în Canada, nu mai știu, cu un spectacol de teatru, cu Bulandra și... Toată poliția nu știa unde e Fanes Poitoru, care era acolo, știa toată lumea că e acolo și care l-au întrebat ăștia, nu mai vii, bă, nea, Fane, nu mai vii în România. România? Cea mai țară proastă, bă, lasă-o dracu. Și n-a mai vrut să vină, dar el s-a întors totuși ca să moară aici până la urmă. Asta e.
Doamne ferește, ne dă și mai rău. Hai, te pup, numai ceau. Bine, Busu, ce faci cu mingea asta? O prezint așa, trei spectatorilor, și avem concurs Euro 2020. Ia uite, te-ai și atent, Busu. Dacă știi răspunsul, pentru că l-am primit. Fii atent, Busu a primit răspunsul, așa că trebuie să divulgăm. Răspunsul. Răspunsul este cine a dat cele mai multe goluri în etapa grupelor la Euro 2020. Poți câștiga Ronaldo, această mingea? Ronaldo. Ronaldo a dat. E golgheter deocamdată. 5 a dat. Da. Că nu știe, mă. Deci... Păi da, am auzit și eu la televizia. Cum? A câștigat Busu mingea. Dă mingea, hai, lasă-o. Hai, pa! Mulțumim!